Și mulțumesc autorului Robert Adam pentru invitația pe care l-a făcut-o. Nu o să vorbesc foarte mult despre structura cărții sau despre conținutul precis al ei, pentru că presupun că autorul o să ne spună câte ceva, însă o să încep totuși prin a remarca caracterul ei de inovație. Noi de vreo 25 sau chiar mai mult de ani în științele politice, care sunt un domeniu de altfel extrem de încă de exploratoriu pentru ce se întâmplă în România înainte de 1990, am încercat să reconstruim istorii conceptuale și trasee ale gândirii politice românești pe un teritoriu pe care deseori ne-am întâlnit, fie printr-o conjuncție fericită, fie uneori prin asperități mai mult sau mai puțin evidente cu istoricii și cu domeniul lor. Și eu însă fiind în situația de a disputa acest teritoriu, pentru că mă ocup de secolul XIX și de gândirea politică românească a secolului XIX, mi se pare că este o provocare în continuare să te ocupi din perspectiva științei politice și nu a istoriei de un domeniu care este în general considerat a fi teritoriu rezervat pentru istorici. Și de aici vreau să vă propun să privim noua carta lui Robert Adam, pentru că ea își propune într-adevăr să reconstituie un discurs cel populist în gândirea politică și în acțiunea politică românească de la 1821, deci de la sfârșitul mod tradițional al vechiului regim, cum îl numește deja Iorca, până în zilele noastre. Deci o istorie de 200 de ani, care deja, prin cuprinderea ei cronologică, dă fior, pot să vă spun din proprie experiență, dă fior istoricilor. De aceea țin să remarc această prima calitate a cărții lui Robert Adam, și anume faptul că îndrăznește să conceapă în această logică a duratei lungi o istorie a unui concept și unor suite, de fapt, de doctrine și de ideologii, care, așa cum înțelegem pe parcursul cărții, traversează, din nefericire, și domină în momente cheie ale istoriei românești peisajul politic și discursul politic românesc. Deci aceasta ar fi o prima calitate pe care vroiam să o arăt și care vine de altfel dintr-o asumare metodologică mai adâncă pe care narațiunea democratică românească sau despre democrația românească o are și o concepe în raport cu ea însăși. Pentru că știința politică, atâta cât am încercat ea în ultimii 25-30 de, nu chiar 30, dar aproape, să o facă, este să într-un fel să încearce să înțeleagă cum anume din secolul XIX începând, retorica politică și acțiunea politică și chiar și proiectul instituțional pe care generațiile de la 1821 și 1848 în concept se orientează în sensul abordării istoriografice. Toate generațiile, dacă ne uităm un pic în secolul XIX, toate generațiile fondatoare sau considerate fondatoare de discurs și de instituții sunt generații care au o formație eminamente istorică și de istorici. Deci pentru formarea acestei narațiuni moderne și a modernității românești, istoria este instrumentul metodologic de predilecție. Or, nu o să intru acum în foarte multe detalii, dar cred că o bună parte din incongruențele conceptuale, din ezitările doctrinare chiar despre care Robert Adam ne vorbește cu foarte multă finețe și cu foarte multă aplicație în diversele perioade istorice de care se ocupă, sunt într-un fel, au într-un fel un
nucleu măcar, și în această, în această opțiune fundamentală și originară a construcției modernității românești, care favorizează istoriografia și, într-un anume sens, și istorismul, nu numai istoriografia metodologic vorbind, ci și istorismul, ca discurs fondator. Toată mitologia și construcția națiunii și a conceptului de popor despre care ne vorbește Robert Adam în cartea sa, sunt, de fapt, într-un fel, le găsim la origini, la jumătatea secolului XIX, deja impregnate de această pasiune pentru, pentru determinismul istoric și pentru istorism. Și o a doua, o a doua chestiune pe care, pe care vroiam să o, să o salut este exact aceasta, și anume că Robert Adam îmbogățește știința politică românească cu o monografie extrem de provocatoare și de consistență, într-un moment extrem de important, despre care poate Radu Vancu o să ne spună câte ceva, actualitatea și felul în care actualitatea ne pune în fața necesității de a ne oglindi și de a ne întreba cum s-a ajuns la, la discursul pe care l-auzim și în zilele noastre. Dar din perspectiva specialistului în științe politice, eu nu fac decât să salut această apariție și să spun că înțeleg, pe de altă parte, cât de greu a fost să facă dintr-o teză de doctorat o cărticică atât. Cred că a fost un demers, întotdeauna un demers fâșietor pentru cine își scurtează teza și și-o, nu, și-o, și-o masacrează din perspectiva, mă rog, a cercetătorului care a stat ani de zile pe obiectul de studiu, deși e cu atât mai de apreciat reușita lui Robert Adam în a sintetiza, așa cum a făcut-o în cartea sa, de a sintetiza principalele momente fondatoare ale populismului și discursului populist. Deci felicit încă o dată pe autor și vă mulțumesc că ați venit să-l, să-l sărbătorim cu această apariție. Radu Vancu.